Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre metoda mersului invers. Metoda mersului invers se aplică în problemele în care datele depind succesiv unele de altele. Rezolvarea problemei se realizează urmărind firul logic de la sfârșit spre început. Haideți să vedem un prim exemplu. Mă gândesc la un număr. Îl înmulțesc cu 2, apoi micșorez rezultatul cu 8. Noul rezultat îl împart la 4, și după ce adun 5, obțin 18. La ce număr m-am gândit? Haideți să notăm acest număr necunoscut cu x și vom preciza că x este numărul necunoscut și să vedem cum am putea să scriem într-o ecuație datele din problemă. Avem numărul x pe care îl înmulțim cu 2, apoi micșorăm rezultatul cu 8, noul rezultat, asta înseamnă că tot acest rezultat trebuie să îl împart la 4 și după ce adun 5, obțin 18. La ce număr m-am gândit? Dacă x ar fi fost un număr cunoscut, oare cum am fi procedat? Păi, dacă ne uităm în paranteza rotundă, observăm că avem o operație de înmulțire și o operație de scădere. Și atunci, prima operație pe care ar fi trebuit să o efectuăm era cea de înmulțire, apoi scăderea, apoi, dacă ieșim din paranteza rotundă, ar fi trebuit să efectuăm împărțirea și, în final, adunarea însă pentru că x-ul este un număr necunoscut, vom aplica metoda mersului invers pentru a determina valoarea sa, începând de la ultima operație, de la operația pe care am notat-o cu 4. Și observăm că avem o operație de adunare. Vă reamintesc faptul că orice termen dintr-o adunare se află prin operația de scădere. Asta înseamnă că termenul pe care l-am evidențiat va fi x ori 2 minus 8 împărțit la 4 egal cu 18 minus 5. Asta înseamnă că x ori 2 minus 8 împărțit la 4 va fi egal cu 13. Mergem acum la următoarea operație, cea pe care am notat-o cu 3. Observăm că de data aceasta avem o operație de împărțire, iar necunoscuta noastră este de împărțitul. De împărțitul se află întotdeauna prin operația de înmulțire, așa că vom avea x2 minus 8 egal cu 13 ori 4. Asta înseamnă că, de fapt, putem să observăm faptul că aceste paranteze nici nu mai sunt necesare, pentru că nu mai avem o altă operație, așa că vom renunța la ele și vom avea că x2 minus 8 este egal cu 52. Mergem acum la următoarea operație la operația cu numărul 2 și observăm că avem o operație de scădere în care necunoscuta se află pe locul descăzutului. De aceea descăzutul se află prin operația de adunare și vom obține că x2 este egal cu 52 plus 8. Asta înseamnă că x2 este egal cu 60. Mergem în final la ultima operație și observăm că necunoscuta este un factor din acest produs, asta înseamnă că x va fi egal cu 60 împărțit la 2 pentru că orice factor se află, se află prin operația de împărțire și atunci x va fi egal cu 30. Acesta este numărul la care m-am gândit. Haideți să mergem mai departe la un alt exemplu. Un turist a parcurs un traseu în patru zile. În prima zi a parcurs 3/5 din lungimea întregului drum, a doua zi 5/8 din restul drumului, a treia zi 2/3 din rest, iar în a patra zi ultimii 72 de kilometri. Ce lungime avea traseul? Haideți să vedem care ar fi cea mai simplă variantă pentru a rezolva această problemă. Necunoscuta este lungimea traseului, de aceea vă propun să notăm cu T lungimea traseului parcurs de turist. Apoi vom desena un segment care reprezintă lungimea întregului traseu. Haideți să vedem ce se întâmplă în prima zi. Turistul parcurge 3 cincimi din lungimea întregului traseu. Asta înseamnă că vom împărți acest segment în 5 părți egale, iar în prima zi turistul a parcurs 3 dintre ele. Așa că haideți să vedem. Acestea sunt părțile care sunt aproximativ egale și aceasta este distanța pe care a parcurs-o în prima zi. Haideți să vedem restul după prima zi care va începe aici. Haideți să-l desenăm și se termină aici. Apoi, a doua zi, a parcurs 5 optimi din restul acesta. Asta înseamnă că vom împărți în 8 și a doua zi, a parcurs 5 optimi. Mai departe, haideți să vedem restul după a doua zi, care, care începe aici. Haideți să-l desenăm și știm că în a treia zi a parcurs 2 treimi din rest. Asta înseamnă că aceasta este distanța parcursă a treia zi și haideți să vedem restul după a treia zi. Este acest segment micuț și de fapt acest rest corespunde ultimii zile, adică ultimilor 72 de kilometri. Acum haideți să facem mersul invers pentru a afla lungimea întregului traseu. Ce observăm este faptul că acest rest de 72 de km corespunde unui segment, unei părți din restul 2. De aceea, pentru a afla restul 2, vom avea 72 ori 3, pentru că restul 2 este format din 3 părți egale, fiecare parte fiind egală cu 72 de km. Asta înseamnă că restul 2 va fi egal cu 216 km. Haideți să punem asta și pe desen. Mai departe, pentru a afla restul 1, ce observăm? Observăm că cei 216 km corespund celor 3 părți egale din restul 1. Asta înseamnă că, pentru a afla o singură parte din restul 1, vom avea 216 împărțit la 3 ori și acum putem să observăm faptul că restul 1 este format din 8 părți egale, de aceea vom înmulți cu 8. Și acum restul 1 este 72 ori 8, iar 72 ori 8 va fi 576. Așadar, restul 1 este egal cu 576 de kilometri. Și acum trebuie să aflăm lungimea întregului traseu. Ce observăm? Este faptul că acest segment, format din două părți egale, este de fapt egal cu cei 576 de kilometri, asta înseamnă că pentru a afla lungimea întregului traseu, vom avea 576 împărțit la 2, pentru că acest 576 corespunde celor două părți egale. Și apoi, dacă ne uităm la desenul pe care l-am realizat, observăm de fapt că întregul traseu este format din 5 părți egale, de aceea vom înmulți cu 5. Așa că vom avea 576 împărțit la 2 este 288 și avem 288 ori 5, iar 288 ori 5 va fi 1440. În concluzie, lungimea întregului traseu a fost de 1440 de kilometri. Iar în final, știai că Castelul Peleș a fost printre cele mai moderne reședințe regale din Europa, având electricitate, lift interior și încălzire centrală. A fost primul castel complet electrificat de pe continent. Peleșul are 160 de camere și mai mult de 30 de băi, iar turnul central are o înălțime de 66 de metri. Încearcă și tu să aplici ce am învățat astăzi. Un grup de elevi pleacă din București cu autocarul pentru a vizita castelul Peleș. Traseul este parcurs între etape. În prima etapă, elevii străbat trei sferturi din drum. În a doua etapă, două cincimi din drumul rămas, iar în a treia etapă, ultimii 21 de kilometri. Determinați distanța parcursă din București până la Castelul Peleș. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare!